Noul sezon al Ligii a doua la fotbal va debuta pe 30 august. Decizia a fost aprobată de Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal vineri în cadrul adunării generale a LPF2 de la Mogoșoaia. În aceeași ședință, reprezentanții cluburilor din eșalonul secund au propus păstrarea sistemului din sezonul trecut, adică folosirea a 2 jucători sub 21 de ani și nu folosirea a 3 jucători în teren, câte unul sub 19, 21 și 23 de ani, cum s-a hotărât inițial. Această propunere a fost validată de Biroul Executiv, dar cu obligativitatea ca în sezonul 2015-2016 să se treacă la 2 jucători sub 19 ani. La întâlnire a fost prezent și președintele clubului Rapid CFR Suceava, Dumitru Moldovan, care a declarat: "Mi se pare normal să continuăm ca în sezonul trecut cu 2 jucători sub 21 de ani, deoarece majoritatea cluburilor și-au format în 2-3 ani jucători special pentru această regulă și nu se poate face o schimbare bruscă. Din păcate, noi suntem un eșalon tampon între Liga 1 și Liga 3 și nu prea avem drepturi. Nu mi se pare normal ca din eșalonul 2 să promoveze doar 2 echipe din 28 de participante în cele două serii." În ședința LPF2 de la Mogoșoaia s-a mai propus ca din fiecare serie a eșalonului secund să retrogradeze câte 4 echipe, în total 8 din 28 de participante. Totuși, nu s-a putut lua nicio decizie în acest sens, pentru că deocamdată nu se știe câte echipe se vor înscrie în eșaloanele 2 și 3. Nu știm câte echipe vor retrograda din Liga 2 și asta deoarece nu avem o cifră exactă și reală a echipelor care se vor înscrie. Dacă până pe 15 iulie nu se vor aduna 28 de echipe în Liga 2 și 84 de echipe în Liga 3, adică 6 serii de câte 14 echipe, atunci vom hotărî câte echipe retrogradează în funcție de numărul echipelor înscrise, a mai adăugat Dumitru Moldovan.